mulțumesc în general Institutul. Profit de această ocazie să mulțumesc Institutului pentru investigarea primelor comunismului, pentru expoziția asta și în general pentru tot ce face pentru scoaterea la nivel adevărului privința trecutului comunism. Ce să vă spun, este o onoare cu totul nemeritată pentru mine să vă vorbesc acum, pentru că nu am niciun merit cum am născut în această familie. Vorbesc ca membru al familiei lui Laura Buș, așa cum a spus domnul Nanțu, și ca nepoata lui Victor Anca, bunicul meu de partea mamei. Dar mă simt legată aproape ca în familie, sau pot să spun și mai mult, de Camil Demetrescu și de Radu Niculescu Buzeș, oameni care le datorez foarte mult ca formal, morală și intelectual. E greu de spus în câteva cuvinte, nu știu ce ar fi cel mai relevant despre ei. Cred eu adevăratele modele care lipsesc în societatea noastră, care caută o ieșire din criza morală, toată lumea se plânge de criza morală și caută modele artificiale, virtuale, eu știu, din astea televizate, în timp ce realitatea, modelele adevărate sunt mai puțin vizibile, dar să sperăm datorită efortului Institutului dumneavoastră să, eu știu, să fie mai cunoscute. De ce sunt importante lucrurile astea? Sunt importante pentru că nu vorba doar de un demers de studierea trecutului, că fundația noastră și Institutul pentru Investigarea Primelor Comunismului și această expoziție nu au ca scop doar eu știu, memorialistica. Deci nu e vorba doar să căutăm prin arhive și să dezgropăm, eu știu, niște crime sinistre astea care s-au așternut deceniile de uitare. Sunt lucruri care au o importanță extrem de mare pentru actualitate și pentru lumea în care trăim astăzi. Studiind lucrurile astea care s-au întâmplat la Râmnicu Sărat, înțelegem mai bine ce s-a întâmplat cu această țară, așa cum a spus mai devreme domnul Hasnea, și înțelegem lumea în care trăim, înțelegem cum de s-a ajuns, eu știu, să fie ales Ion Iliescu de mai multe ori la alegeri libere în România, cum de, eu știu, mobilitate și sponsoră dețin controlul asupra televiziunilor și asupra vieții economice a țării. Dar mai este un mesaj foarte important care reiese la un studiu mai profund al celor întâmplate la Râmnicu Sărat. Și anume că lupta asta nu s-a terminat. Adică taberele sunt cam aceleași, chiar dacă lupta diferă acum, e sub altă formă. E vorba de o continuitate atât de o parte cât și de cealaltă. Noi suntem cei care ne identificăm, deși nevrednici, cu cei care au suferit acolo și cu eroii de la Râmnicu Sărat și încercăm să le cunoaștem viața și experiența și să le cinstim memoria. Și de partea cealaltă există continuatorii, urmașii politici ai celorlalți, ai torționarilor, care și acum se vede că își mențin aceleași afinități, eu știu, ideologice și geopolitice și vezi asta după gălăgia care se produce cu ocazia condamnării comunismului și vezi toată atmosfera care se creează în jurul conducerii Institutului dumneavoastră și toate atacurile la adresa, de exemplu, profesorului Gismoneanu, ca să mă refer doar la un reprezentant. Toate aceste zgomote însă arată că lucrurile nu s-au terminat și că bătălia nu s-a decis încă. Acestor oameni le este frică. Le este frică de dezvăluirea adevărului și le este frică de faptul că adevărul are putere în sine. Adică are putere să dărâme un întreg eșafodaj de minciuni elaborate și postisitoare la care s-au muncit ei timp de decenii și care se spulberă deodată la auzul unor cuvinte. Comunismul a fost un regim criminal și ilegitim, până toate consecințele lui. Deci ăsta e un adevăr care poate să, în sine, el însuși, să dărâme toate aceste eșafodaje de minciuni. Deci eu zic că mesajul e dublu, de tragedie, pe de-o parte, dar și de speranță. Adică noi, văzând exemplul acestor oameni, putem să privim și noi altfel necazurile noastre de acum și dificultățile și să le privim la adevăratele lor proporții și asta să le învingem. Vă mulțumesc!